Apoi, la argument, în această seară, ne găsim la Muzeul de Artă Acuseană Veche, inginer Dumitru Minovici, împreună cu domnul Basarab Nicolescu, un autor pe care am să-l prezint prin aprecierea lui Michel Camus, care a spus despre dumneavoastră în introducerea la cartea dumneavoastră Teoreme Poetice, o carte inspirată, cum relatați. Să nu ne temem de cuvinte, spune Michel Camus. Autorul Teoremelor Poetice este un mutant în ordinea de cunoaștere științifică și filozofică. Deși Ioan Scărarul spunea nu lăudați pentru că nici sfinții nu rezistă laudelor, totuși ăsta e un cuvânt tehnic, mutant. E adevărat. Și aș vrea să ne lămuriți, în ce sens vă considerați un mutant în sensul a ceea ce Michel Camus spusese? Prin structura mea intelectuală, spirituală, am spune că sunt un om care se simte în interfața dintre Evul Mediu și Renaștere, în acea perioadă care a pregătit Renașterea, sper, într-o nouă naștere, într-o renaștere care acumulează toate cunoștințele din Evul Mediu, din Renaștere până acum. Deci, în acest sens, sunt un mutant pentru că trăiesc poate în secolul 22, poate, nu știu. Oamenii pot afla în ce sens sunteți un mutant pentru că în cărțile dumneavoastră vorbiți despre un nou fel de a ne așeza în lume pentru a o înțelege altfel și atrageți atenția asupra impasului în care cultura noastră, cultura occidentală, cultura omului modern a ajuns. Vorbiți-ne puțin în primul rând de deosebirea dintre transdisciplinaritate și pluri- ori interdisciplinaritate. În primul rând, multiplicarea disciplinelor este un lucru foarte interesant. În fond, noțiunea de disciplină a apărut prin secolul XIII, odată cu apariția primelor universități. Pe vremurile acelea erau 7 discipline, 3 plus 4, trivium și quadrivium, plus una care explica totul, adică Biblia. Așa la Sorbona, așa se făceau studiile la universitate. Bun. Și după aceea a fost o creștere exponențială a numărului de discipline, astfel încât e o statistică de la National Science Foundation, extrem de serioasă. În anul 2000 au fost numerate peste 8.000 de discipline în universitățile americane. Numai în universități. E vorba de meserii sau discipline care au fost învățate. 8.000 de discipline academice. Peste 8.000. Deci astăzi trebuie să avem în jur de 9.000. Deci ce înseamnă asta? 9.000 de privire asupra lumii. 9.000 de experți care știu totul despre un fragment dintre cele 9.000. Deci ce înseamnă expertul astăzi? Înseamnă cineva care știe totul despre foarte puțin. Cu alte cuvinte, ignorant în 7.999.000 de discipline. Deci pune o problemă extraordinară de la bun început. Multidisciplinaritatea a existat întotdeauna, pentru că odată cu înființarea universităților, ideea de multidisciplinaritate era deja prezentă prin anii 1950. A fost marea vogă a interdisciplinarității, când s-a pus problema legăturilor între discipline, cum se pot asigura. Iar ideea a fost transferul de metode dintr-o disciplină într-alta. Cu alte cuvinte, interdisciplinaritatea înseamnă iau niște metode, să spunem, din fizica matematică și le aplic la un domeniu cu totul diferit, să spunem, cursul acțiunilor la bursă sau fenomenele meteorologice. În felul acesta se naște o nouă disciplină, teoria haosului. Da. E un exemplu magnific, recent, cum o nouă disciplină se naște printr-un transfer interdisciplinar. Și sunt multe, multe alte exemple. Fizica matematică este fizica matematică, prin definiție, este un transfer de la matematică în fizică. Deci transfer de metode. Bun, transdisciplinaritate mai tânără, într-un anume sens, deja cuvântul nu apare decât în 1970, la un coloviu, la Nisa, unde Jean Piaget, marele psiholog și filozof elvețian, a inventat acest cuvânt magnific, pentru că e un cuvânt frumos, trans,
așa, trans deja ca etimologie, înseamnă ceea ce este între două discipline, de exemplu, traversează discipline, și dincolo de. Și dincolo de. Deci trei accepții în același timp. În același timp este frumos pentru că e legat de cuvântul transcendență. Are aceeași rădăcină, cu alte cuvinte, ce înseamnă transcendență etimologic, înseamnă urcarea fără sfârșit. Urci, din nou urci, fără sfârșit. Deci, și e legat și de cuvântul trei. Rădăcina sanscrită a cuvântului trans este legată de cuvântul trei. Care este abolirea dualității. Care este, la origine, abolirea dualității. Nu era 1, 2, 3, tres, care dă cuvântul trei, beaucoup, în franceză, este legat de această depășire a dualității. Deci cuvântul a fost ales minunat, cred, de Piaget. Acum, să spui care obiectul transdisciplinarității este un nonsens. De ce? Pentru că tocmai transdisciplinaritatea privește ceea ce e dincolo de discipline. Deci, prin definiție, nu poate fi o disciplină nouă. Mult mai mult decât atât, pe un plan mai subtil, și asta a fost observat de marii fundatori ai fizicii cuantice, un nou raport se stabilește între subiect și obiect, între subiectul care cunoaște și obiectul care e cunoscut. Deci, transdisciplinaritatea privește raportul între subiect și obiect. Atunci cum poți să spui obiectul este? Pentru că obiectul este tocmai interacția între subiect și obiect. Deci, revin și în două cuvinte definiția actuală, care e acceptată de foarte mulți cercetători în multe țări ale lumii, este definită prin transdisciplinaritatea, printr-o triplă afirmație, un triplu postulat, sau trei postulate, postulatul ideii de conceptului de niveluri de realitate și nivelul de percepție care se corespund, nivelul de realitate în obiect, nivelul de realitate, deci de percepție în subiect. Al doilea postulat, ideea unei noi logici, cum se spui în situația unei mari complexități în care da și nu mai sunt valabile, să aplici o logică obișnuită de tip da și nu. Deci trebuie o logică mai fină, deci al doilea postulat înseamnă o logică mai vastă, mai cuprinzătoare, care mi se pare că cea mai adaptată este logica terțului inclus, la care Ștefan Lupașcu a avut o mare contribuție în formularea ei. Și al treilea, a treia, să spune, coloană arhitecturală a transdisciplinarității este complexitatea, adică ideea interdependenței universale, fiecare nivel este ceea ce este, pentru că toate celelalte nivele există în același timp. Vă propun să le explicăm pe rând, pentru că fiecare dintre cele trei elemente are înțelepciunea și semnificația lui. În primul rând, nivelurile de realitate. Ce înseamnă asta? Noi trăim într-o lume fizică. Dacă am fi mese, cred că ne-am mulțumit cu o singură dimensiune. Dar nefiind mese, altfel spus, fiind făpturi înzestrate cu rațiune, cu simțire și poate și cu suflet, să ne spună cu sigur și cu suflet, adepții teoriilor cognitiviste tari, cum este Daniel Dennett, care este un reducționist tare, dacă avem ori nu suflet, opinia lui este că nu avem. Dar dacă am avea și suflet, e limpede că nu ne putem mulțumi cu dimensiunea strict biologică a vieții noastre și cu faptul că există un singur nivel de realitate. Dacă ar exista un singur nivel de realitate, o concluzie mi se pare naturală, este aceea că noi am putea fi sclavi. Absolut. Adică mă gândesc că și politic, din faptul că sclavia este ceva ce nu ni se potrivește, rezultă faptul că nu ne putem mulțumi cu afirmarea unui singur nivel de realitate. Da. Și dumneavoastră spuneți că fizica clasică, o glorie a inteligenței umane, este solidară în fond cu acele teorii care în secolul 20, teorii politice, care în secolul 20 și-au arătat măsura de sinistru și de catastrofic. Comunismul, nazismul, care au făcut hecatombe de cadavre. Spuneți-ne puțin cum anume revoluția din fizică